Bună seara, bun regăsit în centrul atenției, stimați telespectatori. Sunt Bogdan Papacostea. Astăzi o nouă ediție specială. După cum vedeți, edițiile speciale devin normă aici la noi în studio. Astăzi, alături de mine, se află unul dintre cei mai apreciați actori ai Teatrului de Stat Constanța, unul dintre cei mai șarmanți actori ai Teatrului de Stat Constanța, nu întâmplător în acest studio, Marian Dochiței. Bun venit, Marian, alături de noi. Bine v-am găsit. Ieri a fost un spectacol pe cinste. Goi Pușcă, cum a fost atmosfera? N-am avut plăcerea să văd, dar îmi imaginez că a fost o atmosferă specială. Poți să ne spui cum s-a văzut de pe scenă? Este un spectacol extraordinar de savuros. Este un spectacol care, din păcate, se joacă momentan doar vara, pentru că Teatrul de Stat Constanța, care are sediu pe Ferdinand, este încă în renovare. Și este un spectacol, într-adevăr avem o sală studio vis-a-vis de teatru, dar acolo sunt alte tipuri de spectacole, puțin mai micuțe, care poate să încapă în sala aia. Și stilul ăsta de spectacole, gen Goi Pușcă, care necesită decoruri foarte mari, ștângi și toate chestiile astea tehnice, nu se poate juca decât în sală mare. Singura sală mare pe care o avem momentan este Teatrul de Vară Soveja, din spate de la City Park Mall. Și atunci îl jucăm doar vara. Vara în cadrul stagiunii estivale. Și vara asta s-a jucat ieri, deci în stagiunea asta o singură dată. A fost full, ca de obicei. Lumea se înghesuie destul. Fanele au leșinat. Da, aruncă cu bani, arată nurii. Se întâmplă multe lucruri interesante. Serios? La spectacolul ăsta. Bineînțeles. E o poveste... lumea o știe poate după filmul Full Monty, nu mai țin minte exact din ce an este, dar este povestea unor muncitori la o fabrică care rămân fără job, rămân șomeri și nu mai au din ce își întreține familia. Ajung cumva să facă un spectacol de striptease din aceste nevoi umane. Trebuie să hrănești copilul, trebuie să ai grijă de nevastă, trebuie să dai pensie alimentară. Ei fiind... Moșa al OnlyFans-ului, nu? Da, ei, comicul din spectacolul ăsta este din faptul că ei nu arată bine. Ei sunt niște muncitori la o fabrică. Unui gras, unui slab, unui alb, unui negru. Și atunci... Asta nu este o scuză, Marian. Da. Niciodată. Și este un comic extraordinar. Regia este Vlad Cristache. Și sunt, cred că, mai mult de 3 sferturi din actorii teatrului care joacă în acest spectacol. Este o comedie savuroasă, cu premii, frumos, și așa mai departe. Frumos. Una din multele oferte pe care Teatrul de Stat Constanța le are către publicul constanțean sau conjunctural, către turiști, dar suntem într-un maraton... Mie mi se pare uluitor. 7 săptămâni, aproape 2 luni de spectacole ale Teatrului de Stat Constanța și ale teatrelor invitate la care turiștii constanțenii pot să participe. E ceva... Mi se pare un efort titanic. Cum îl percep actorii teatrului? Cum îl percepi tu? E prea mult? Mi se pare că domnul Elvin Simpson vă cam forjează. Sau doar mi se pare? O stagiune estivală într-un oraș estival este un lucru necesar. E foarte ciudat că... Bine, Constanța a avut o stagiune estivală, sau nu știu, nu cred că se numea acum așa. Acum 10 de ani. Da. Sunt foarte mulți turiști care poate nu caută neapărat bâlci sau alte chestii care se întâmplă aici pe malul mării. Și atunci văd o grămadă de oameni în public... Dornici de teatru, dornici de teatru bun. Spectacole alese în această stagiune estivală sunt spectacole din toată țara, spectacole foarte bune și chiar dacă sunt spectacole care se joacă în aer liber în cele două locații, Teatrul de Vară Soveja și Parcul Arheologic vis-a-vis de primărie, cumva niște spectacole în aer liber poate ar fi gândite de unii oameni ca puțin superficiale sau cine știe cum era înainte Teatrul de Vară din Mamaia sau... Spectacole mai de vară, mai ușoare, mai bubble, e așa, mai... Exact.
Bineînțeles, au fost și genul ăsta de spectacole, este, dar în mare parte sunt spectacole foarte bune, cu actori foarte mari din țară, regizori foarte buni. Și lumea este entuziasmată din câte am văzut eu. Eu sunt și fotograf la acest festival și am văzut absolut fiecare spectacol din festival și mi-a plăcut enorm de mult să văd reacția lor și să văd și oamenii din Constanța, adică oamenii de teatru din Constanța pe care îi cunosc de 20 de ani, care vin la spectacole foarte bune de teatru și aplaudă. Da, e minunat că se întâmplă și da, noi suntem marcați încă după atâția ani de alcarele cu pene în car, mă rog, alegorice ale lui Mazăre și noi încă gândim sezonul estival în termenii ăștia de dansatoare din Brazilia care, mă rog, se mișcă în momentul în care vorbim despre sezon estival și teatru, cumva încă suntem într-un fel de mini-șoc cultural de-a dreptul. Cum e posibil? Uite că este posibil. Marian, ai fost prezent, ai participat inclusiv ca fotograf, dacă mi-amintesc bine, și anul trecut la SEAS, la stagiunea estivală Artelor Spectacolului, și anul ăsta. Cum vezi diferența între anul trecut și anul ăsta? E o diferență? E o evoluție? E o constantă? Dintr-un punct de vedere al publicului, o să încep de acolo, este un progres. Adică sunt din ce în ce mai mulți oameni la acest festival. Au fost cazuri în care nu mai erau bilete. Sunt oameni care se bat pe bilete la spectacol. Sunt cozi mult mai mari. În parcul arheologic, acel spațiu unde se joacă spectacolul ăsta cu scena pusă acolo este îngrădit. Dar oricine poate să stea în jurul acelui loc. Bineînțeles, n-are o scaun sau ceva, dar lumea stă în jurul gardului și se uită la un spectacol, stă două ore în picioare. Ceea ce mie îmi spune că lumea caută stilul ăsta de cultură urbană, imediată și totuși de calitate. Ce s-a mai întâmplat în plus față de anul trecut au fost trei zile de Sea Street, se numește. Sunt niște spectacole de stradă, aduse din de Franța, Columbia, Spania. Sunt niște spectacole puțin mai explozive, care nu țin neapărat de partea de teatru, adică nu sunt spectacole de teatru, dar cu elemente teatrale. E spectacol, în orice caz. Sunt spectacole. Și acolo au fost, na, fiind în aer liber, intrare liberă și așa, au fost foarte mulți oameni. În ce ne privește pe noi actorii, avem... Nu știu să spun cât la sută dintre spectacolele din acest festival sunt ale Teatrului de Stat Constanța, dar avem câteva spectacole. Sunt foarte mulți oameni din trupa de teatru Constanța care lucrează ca voluntari în acest festival. E foarte bine organizat și au muncit foarte mult oamenii care au organizat festivalul ăsta, pornit de la Ervin Simșenzon, Diana Mititelu, Florin Caracala, Alina Vasiliu, oameni care i-am văzut, au început cu vreo 2-3 luni înainte și vedeam în fiecare zi cum se îngroapă în hârtii și ce aducem, ce spectacole, au ales exact ce e mai bun pentru Constanța ca în perioada estivală să orașul ăsta merită niște acte de cultură originale. Da, e clar, se vede munca, nu exagerez când spun titanică de acolo, e un efort de organizare extraordinar, să aduci atâtea trupe de teatru și să joace atâtea spectacole într-un timp totuși atât de scurt, comprimat, e într-adevăr extraordinar această, pot să spun, mișcare deja culturală, care sper să aprindă pofta și în afara sezonului estival. Nu? Ți se pare, Marian, că în afara sezonului estival există viață pe aici prin Constanța sau din septembrie încolo începem să ne dăm ultima suflare, până când ne recăpătăm la anul în iunie-iulie? Este un fenomen foarte ciudat pe care l-am învățat pe scena teatrului. Când dă căldura și firul ierbii, lumea nu mai intră în sala de spectacol. Aha. Deci e o chestie inversă, dacă stai să te gândești. Pentru că noi nu înțelegeam, măi, avem spectacole mari, superbe, nu știu, dădea căldura, nu știu, mai pe acolo, nu mai venea nimeni la teatru. Jucam, erau 3 bilete vândute. Și atunci cred că e necesară trecerea asta, exact ca la baruri sau la când barul are o terasă și dacă n-ai terasă, lumea nu ți intră înăuntru, pentru că nu vrea să stea înăuntru, vrea să stea afară, la briză, la... Nu. Și atunci cred că trecerea asta la un teatru de vară, unde publicul este în natură, să zic așa, și urmărește un spectacol, este necesar vara. Într-adevăr vine cu niște, nu știu cum să le zic,
neajunsuri, poate, pentru noi ca actori. Cu toții trebuie să jucăm cu lavalieră. Și atunci un pic se schimbă modul în care publicul percepe actul artistic. Nu mai este atât de intim, intimă relația dintre public și, și actor. Apoi, spectacole se pot juca doar după lăsarea întunericului, adică, să zic, după 9 seara. Ceea ce, în funcție de cât durează spectacolul, poate face ca publicul să, nu știu, dacă e într-o zi de miercuri. Ieri a fost o excepție, pentru că a fost Goi Pușcă și lumea se bate pe spectacolul ăsta. Adică să vii la un spectacol de 2 ore jumate, care începe la ora 9 și se termină la 11 jumate, poate într-o miercuri ar fi mai greu pentru alți oameni. Corect. Dar a fost plin și lumea a explodat. A fost chiar alte un cuvinte, fenomen. Deci trebuie să... Spectatorii trebuie fugăriți pe străzi, propriu-zis. Pentru că alminterii nu calcă după ce dă căldurica în sala de teatru. Dar poate că vor prinde gustul și vor deveni dependenți. Și vor spune ce contează că afară este frumos și e de plimbare. Noi mergem și ne băgăm în sală acolo și vedem acest spectacol. Este un fenomen foarte ciudat, iartă-mă. Un fenomen foarte ciudat care se întâmplă în Constanța și aud oamenii în sală vorbind, Doamne, sau scriu pe Facebook, sau e prima dată când merg la teatru. Și dacă stai bine să te gândești la câți oameni sunt în Constanța, nu știu care este populația Constanței exact, dar nu cred că vin atât de mulți oameni la teatru. Poate că noi trăim într-o bulă, nu-mi dau seama. O bulișoară, o bulică, da. Mică. Nu știu cât de mulți oameni vin, dar din moment ce aud chestia asta constant, că e prima dată când vin la teatru, îi și întreb, adică de ce nu ați venit la teatru? Sau ce v-a făcut să veniți la teatru? Și răspunsurile sunt următoarele. Primul, păi credeam că teatrul e la Casa de Cultură. Doi, am fost la teatru, adică la Casa de Cultură. N-am avut cu cine să vin. Doi, nu am avut cu ce să mă îmbrac. 3. N-am văzut nicăieri niciun afiș. Zic, nu știu unde trăiești sau care e bula, că sunt bule diferite în orașul ăsta. Și asta e ciudat. Eu cred că Constanța, din punct de vedere cultural al publicului care gustă cultură, are un potențial mult mai mare care trebuie exploatat. Dar poate că o stagiune estivală de genul ăsta elimină câteva dintre problemele astea, poate cele mai, nu știu... cu ce mă îmbrac sau asta. Totuși e vară, lumea vine la teatru, nu e o chestie atât de sobră, știi, să vii la teatru sau nu trebuie să vii neapărat cu cineva. Un spectacol de teatru, mai ales dacă e bun, oricum te lasă singur. Te lasă să meditezi, să intri în tine un pic și să... Poate ăsta e unul din motivele pentru care oamenii nu prea accesează. Cine știe? Să rămâi așa, să te simți tu, să meditezi, să conștientizezi, o, la, la, păi e dificil. Să râzi, să plângi, Doamne ferește. Exact, exact. Emoții, Doamne Dumnezeu. De altfel, Marian, noi chiar înainte să începem emisiunea rememoram și ne uluiam de viteza cu care a trecut cei 6 ani de când am fost împreună și am văzut Faustul lui Purcărete la Sibiu. O experiență care pe mine m-a marcat, trebuie să recunosc. Mă întreb cum ți s-a părut ție. Acum o lună, maxim nu mai știu, am jucat în aceeași sală în Sibiu, în cadrul festivalului de teatru de la Sibiu, Seaside Stories, un spectacol pe care l-a pus Radu Afrim aici la Constanța, un spectacol care a câștigat marele premiu Uniter. A câștigat premiul Uniter. Felicitări pentru asta. Mulțumim. Un spectacol extraordinar și când am intrat în sală, m-am uitat în sus, am văzut Faust, așa scris Sibiu, și m-am amintit de ce am văzut atunci și uite, domnule, zic, peste 6 ani sunt eu aici care joc. Adică noi suntem Teatrul de Stat Constanța și joacă spectacolul ăsta acolo și culmea, spectacol premiat și așa mai departe. A fost un sentiment frumos, o evoluție, să zicem, da, o împlinire. În paralel se mai juca un spectacol, două spectacole, în săli diferite din acea hală imensă, Fabrica de Teatru de la Sibiu. Am încercat cumva în repetițiile noastre, cele două începuseră un pic mai devreme, să fug, să văd, să prind puțin din Purcăretele care se juca atunci. Cristache mai avea un spectacol în același timp. Și mi-a părut poate un pic rău că n-am avut timp să văd tot ce se poate vedea la Sibiu. Un festival grandios, cel mai mare festival de teatru din țară.
N-ar fi exclus ca și la Constanța să ajungem la o performanță de genul ăsta cu un festival de teatru, n-ai de unde să știi. Eu zic că se creează premizele, inclusiv cu această stagiune estivală, care, iată, devine tradiție, cred că se creează premizele, așteptările pentru un astfel de festival care să, cum se spune în limba de lemn, să ne pună și pe noi pe harta culturală și teatrală a lumii, eventual. Pe de altă parte, mai am impresii de la, sigur că nu se cade sau se cade, să vorbim în Constanța despre Sibiu și Faustul lui Purcărete. Am mai recomandat unor prieteni să ajungă să vadă Faust. Au văzut. Oameni care merg la teatru, știu teatru, sunt conectați la tot ce înseamnă arta spectacolului, nu doar teatru, ci orice înseamnă scenă. Și mi-au spus că sunt șocați. Că le e greu să exprime cum s-au simțit văzând ce este acolo. Dar poate îi facem curioși și pe telespectatorii noștri care nu prea știu cum este, nu știu, cu teatrul în general. Poate li se deschide apetitul cu un șoc de genul ăsta și ajung pe acolo și văd. Și de altfel trebuie să o spun, când un domn mi-a zis destul de încântat că merge să-l vadă pe Andrei Rio pe undeva pe acolo, mi-a zis, doamne, mergeți, faceți un ocol și opriți-vă și la Fabrica de Cultură sau de Teatru, cum se numește la Sibiu, și încercați acest spectacol. Nu știu dacă a ajuns, dar sper să o fi făcut. Aș invita publicul în seara asta, dacă mai e timp. Tot timpul mai e. La ora 21 este un spectacol care ar putea șoca. Pe mine, cu siguranță, m-a șocat. Se numește Jocuri în curtea din spate. Este un spectacol în regia Dianei Mititelu. O poveste atât de banală și, cum să spun, greu de conceput că ți se poate întâmpla atât de ușor acest lucru. Este povestea unei drame, a unei fete. Nu vreau să divulg și încerc să găsesc niște cuvinte cum să nu spun despre ce e vorba în acest spectacol. Ideea este că un spectacol destul de scurt, se joacă la Sala Studio la ora 21, Jocuri în curtea din spate, și este povestea unui viol. Acolo eu am rămas mască. Cum poate să joace colegii mei, sunt toți tineri. Și ce sentiment mi-a lăsat mie acest spectacol. Într-adevăr marcant, și am vorbit cu foarte mulți spectatori care au fost la spectacolul ăsta și ieșeau în... Ce te lasă masca? Autenticitatea, violența, agresivitatea, adevărul spus, ce anume este... Adevărul. Cred că adevărul, pentru că violența nu este explicită, nu se întâmplă multă violență fizică, ci pur și simplu sunt niște lucruri vorbite, atât de adevărat și atât de simplu, de niște copii, până la urmă. Hai să ne întoarcem la Seaside Stories, spectacolul care a pus Constanța pe harta culturală, etc. Cum a fost? Este acolo o desfășurare de forțe, o desfășurare logistică extraordinară. Este un efort extraordinar al actorilor, în condiții chiar dificile. Tot nisipul ăla de pe scenă, tot praful care se ridică. Mă rog, este o punere în scenă, putem să-i spunem, impozantă. Cum este să faci parte din spectacolul ăsta? Cum se simte? A fost un challenge pentru toată lumea ca acest spectacol să se întâmple la Sala Studio. Când vine un regizor de talia lui Radu Afrim, te gândești că trebuie o sală imensă, cu decoruri imense, cu, nu știu, cu buget inimaginabil. Dar el se pare că poate să facă lucrurile astea și la o sală mai mică. Ce s-a întâmplat acolo din punct de vedere artistic, adică actorie, scenografie, idei care s-au născut acolo, modul în care pui publicul, cum aduci două tone de nisip în scenă, n-are cum să fie nisip, pentru că dacă erau, adică au fost două tone de cauciuc, adică dacă era atâta nisip, erau 20 de tone, habar n-am, nu știu, săraci mașiniști cum puteau să-l mai scoată din sala aia, studio. A fost un spectacol la care am lucrat 3 luni și a început elegant pe plajă, jos la Casa Căsătoriilor, la Izvor, se numește acea mică oază de la Trei Papuci. Și acolo am început să repetăm. Am ales să repetăm pe plajă pentru o anumită autenticitate. Pentru atmosferă. Da. Pentru că cele
6, nu mai știu câte, uite că așa mi-a sărit din povestioare care sunt în acest spectacol, sunt cumva legate de faptul că se întâmplă la mare. Este pentru mine a fost o bucurie că am putut să lucrez în spectacolul ăsta și ca actor și ca videograf. Am încercat să ajut, poate că n-am fost singur pe partea de video și la partea de proiecții, adică drone, video, ce am putut să creăm artistic pe plajă, adică au fost multe filme care s-au făcut pe plajă. Și să joci cu toți colegii, sunt foarte mulți în distribuție, nu mai țin exact numărul, dar suntem aproape toți în distribuția asta și toți să fim într-o sală studio și să ai impresia de un spectacol imens, un spectacol care durează un pic, adică 2 ore jumate, 3, nu mai țin minte, da, cu pauză, un spectacol pe care toată lumea l-a gustat. Deci toată lumea cu care am vorbit a avut numai de bine de spus despre el. Nu știu cum, nu ai ajuns la el? Am ajuns. A, da? Bine. Și apoi să iei și premiul pentru... Da, să fie o certificare, o pentru cel mai bun spectacol, pentru scenografie. Da. Și 2 nominalizări la cel mai bun... Se mai joacă, nu? Îl mai jucați? Revine? Da, da, va da. Va fi da, în toamnă, va fi în toamnă, da, da. La iarnă. În toamnă s-ar putea să intri totuși, să intre sala studio într-o... un fel de renovare, o modificare, pentru că noi nu avem încă toate lucrurile necesare acolo, pentru că neavând sala mare, ne-am grăbit să facem sala mică. Spunea domnul Șinșenson că urmează niște modificări, ce da. Se vor termina pe la începutul lui noiembrie, așa da. Estima. Și da. Atunci, probabil din noiembrie, jumatea lui noiembrie încolo. Dar să reamintim telespectatorilor faptul că această sală studio, o sală cam cât studioul ăsta, nu degeaba îi se spune studio, o sală micuță, o improvizație determinată de necesitate, pentru că sala mare, clasică, e în renovare și atunci trebuia să se joace undeva. Și cum remarca cineva, Teatru de Stat Constanța, neavând sală de teatru, a câștigat premiul UNITER, după cum Faro a câștigat titlul neavând stadion. Ceea ce, desigur, spune ceva despre blestemul resurselor. Se pare că apare performanța când nu ai cu ce. Când ai cu ce, te mai liniștești. Performanță. Trebuie să avem cu ce, să cumva să înțeleagă mai mare orașului greșit ce am spus acum, și anume că e mai bine să taie ca să crească. Marian, tu ești un bon viveur, un boem, cum spuneam și anul trecut. Cum mai e orașul? Cum ți se mai pare? Anul trecut am vorbit un pic și despre ce s-a întâmplat aici la festivalul, la Neversea, că uit mereu cum se numește. Ai fost puțin dezamăgit de ce ai văzut anul trecut la Neversea. Anul ăsta a fost marele scandal Untold cu Gheboasa care a cântat trap. Mă rog, și cetățenii s-au scandalizat când au auzit că există muzica trap. În ce tabără te plasezi? Ești așa la Gheboasa sau zici să cânte, domnule, să cânte, pentru că asta e muzica? Neversea a fost mai prost decât anul trecut. Din ce în ce mai prost, cu da. Da, din ce în ce mai prost. N-am putut să nu mă duc, pentru că pentru... Dar de ce te duci? Bine, ca și fotograf... Ah, ca fotograf, am înțeles. Are este o explozie de culoare. Am crezut că ești doar masochist și de asta. Da, nu. N-am ca și muzică și așa n-am nicio treabă. N-am nicio... Rar găsesc ceva care să-mi placă și oricum n-ajung să îi văd pe oamenii pentru că nu-mi cap printre... Mă sufoc până să văd ceva. Deci, nu, pentru mine nu este un mod plăcut de a asculta muzică. În schimb, vizual, îmi place ce se întâmplă acolo. Este un circ, sunt multe culori și tot ce mi intră în retină mă satisface într-un mod. Dar asta se întâmplă doar ziua, pentru că noaptea nu mai intră în retină atât de multe. Și probabil că atunci încep oamenii să cânte și na... Dar oricum, line-up-ul știu, l-am văzut slab, atât de slab încât nici n-am vrut să scriu nimic despre chestia asta, pentru că cred că am spus destul de anul trecut. Te-ai enervat anul trecut da, și ai scris. Da, n-are rost să-mi stric și anul ăsta degeaba. Prost, slab, varză. În rest, ce s-a întâmplat la Untold, habar n-am, pentru că eu nu am fost acolo și n-am cum să spun ceva, să vorbesc despre ceva ce n-am văzut. Un domn a cântat un gen muzical numit trap,
care constă în principiu din înjurături, din limbajul dezlegat, pur și simplu. Dar asta e un gen muzical pe care îl cântă foarte mulți în România și care e foarte gustat de toți copiii de 13, 15, 16 ani. Nu e nicio noutate. Am ascultat astfel de melodii, astfel de versuri. M-am minunat cumva, m-am pe jumătate, nu m-am scandalizat, dar se pare că nu știu, adulții din România au aflat și ei că genul ăsta muzical există și copiii sunt entuziasmați de genul ăsta muzical, de faptul că ei aud înjurăturile alea, mă rog. Eu am văzut la nevârstie, adică erau cu părinții de mână și săreau pe înjurături, cu părinți cu tot. Deci nu știu exact despre ce e vorba. Nu știu. Nu vreau să cred că ăsta e viitorul, dar na, asta e. Probabil că na, e și ăsta copiii. Viitorul. Da? O parte din el. Da. Trebuie să facă și copiii ăștia ceva să-și scandalizeze părinții. Ori părinții le-au văzut pe toate. Ce să fac atunci, nu? Trebuie să mă întreb cum vor fi scandalizați copiii ăștia când vor fi imaturi, când va veni da, rândul copiilor lor să-i scandalizeze. Da. Cum o vor face? Citiți, Doamne, citește o carte, scandalos. Da, știu. Chiar da. Glumeam pe tema asta cu un copil și spuneam, măi, cum ar fi să vină vremurile alea când părinții o să spună, mai lasă cartea aia din mână și treci și joacă ceva, că ți-am luat PS6. Ia și joacă un pic, măi copile, jumate de oră măcar, dă-i drumul și strici ochii. Strici ochii citind. Ho, cu cititul ăla, gata. Probabil că o să vină vremuri de genul ăsta când copiii o să-i scandalizeze pe părinți citind enciclopedii. Ei, vă dați seama ce distopie ar fi asta. Ce ai putea să le mai spui? Așa că părintele mai spui copiilor, măi, mai lasă jocurile și pună mâna pe carte. Dar când eu o să pun mâna pe carte, și o să le mai pot spune? O să fii paralizat, o să-ți pierzi rostul de părinte. Nu? O să spui, domne, atât, sunt inutil. Atât, mai lasă cartea. Sunt adică inutil, nu trebuie da? Să vii cu ceva în schimb. A, lasă mai lasă cartea și... Mai lasă cartea. Atât. Ei bine, ajungem și la această discuție. Cum spunea Marian, ești unul din, așa te percep eu cel puțin, poți să mă contrazici dacă vrei, unul dintre boemii orașului. Ești un om liber, te bucuri de luminile de la Neversea, te bucuri de culorile de la Neversea, te bucuri de oamenii pe care îi întâlnești. Care mai e atmosfera boemă prin Constanța? Că noi ăștia, nu știu cum să ne numesc, burghezia, clasa muncitoare, care ieșim din casă doar cu program fix, nu mai percepem lucrurile, nu le percepem. Tu cum le percepi? E boemă în Constanța? Se mai practică boema? Este vara. Nu cred că sunt persoana potrivită. Boemia asta sau poate extrema ei se întâmplă în alte locuri, în cluburi, în Mamaia, în, nu știu exact, locuri pe care de la o vreme nu le mai frecventez. După o etate nu le mai frecventez. Vârsta, nu știu, poate le-am consumat, poate nu le mai simt, nu mă mai mișcă, nu mă interesează. Asta e, le iau ca atare. Mă plimb, văd Constanța, mă ajută și fotografia să fac lucrul ăsta, pentru că cred că așa apără fotografia în viața mea, să nu rămân în casă când e frig, când e habar n-am, sau când nu-ți vine să ieși din casă, ieși cu un scop, să faci o poză la ceva și pur și simplu te trezești întâlnindu-te interesant. Cu oameni, discuți, vorbești cu copaci, whatever, nu contează, ideea e să ieși. Se întâmplă lucruri superbe, cred eu, în Constanța. M-am plimbat și prin țară și am văzut o mică asemănare spre bine cu alte orașe mai frumoase, să zic, cel puțin din punct de vedere arhitectural sau habar n-am. Constanța, dacă stai să te gândești, nu știu, e centru vechi care săracul are niște betoane atârnate pe acolo, blocuri care nu se termină niciodată, pavajul ăla care sare peste tot. Nu cred că ai spune despre Constanța că este un oraș care arată bine și ai la acest... Ar fi greu să o faci, ar trebui să fii într-o oarecare adică iluzie. Dacă te duci la, nu știu, Oradea, Iași, Cluj, habar orașe mai spălate, mai cizelate, mai așezate. Poate orașe mai mici, orașe cu mult mai puțin bani. Arată într-un fel, adică te plimbi pe acolo și zici că ești un pic în altă țară. Mi-ar plăcea ca orașul ăsta să fie așa. Pe oamenii îi văd deschiși, adică îi văd pe oameni care caută lucrul ăsta, admiră niște clădiri stricate, dărâmate, săracele. Oameni constanțeni sau oameni din alte orașe? Și. Sunt oameni care, uite, trec pe lângă geamie, pe lângă, nu știu, ceva în centru, lângă casino, habar n-am. Și abia așteaptă să vadă ceva acolo, să se bucure, să cheltuie, de ce nu, să participe la
viața orașului ăsta și din punct de vedere comercial. Adică ne-ar ajuta pe toți, din toate punctele de vedere, ca măcar centrul vechi, nu știu, să arate într-un fel. Așteptăm să se termine măgăoaia aia din piața Ovidiu. Au mai îmbrăcat-o în niște meșuri, le-a rupt vântul, arată ca o carie, dar multe arată ca o carie netratată pe acolo. Dar, Doamne ajută, la un moment dat, stimați telespectatori, se va întâmpla și minunea asta. Sunt sigur, nu cred că în cursul vieților noastre, dar se va întâmpla, trebuie. Haideți să luăm o foarte scurtă pauză, revenim în câteva minute, ne continuăm discuția noastră foarte instructivă și pe dumneavoastră, desigur, vă așteptăm alături de noi. Imediat! Și de asemenea, nu consumați sare, zahăr și grăsimi în exces. Stimați telespectatori, am revenit în studio cu Mariana Dochiței. Discutăm despre ce are orașul nostru de oferit cultural în timpul sezonului estival, dar discutăm și despre boema orașului, despre frumusețea lui, despre felul în care noi constanțenii detestăm și iubim în același timp orașul Constanța. Avem pentru ce să-l iubim și în același timp ne găsim și multe motive să îl, zic bine, detestăm. E un oraș în permanentă construcție, reconstrucție, nici nu știu cum să-i spun, și am avut chiar perspectiva unui domn care pleacă și vine din oraș și mi-a spus, după o absență ceva mai îndelungată, că îi se pare că nu doar orașul, ci și orășenii și constanțenii par să fie într-o permanentă reconstrucție sau construcție, într-un proiect în curs și că toți constanțenii par să aștepte ceva. Asta a fost impresia lui. Sunt într-o perpetuă așteptare, nu se știe a ce, dar așteaptă să se întâmple ceva. Și am conștientizat că așa este. Am crezut că doar eu sunt așa, dar se pare mulți suntem așa și suntem percepuți ca tare. Așteptăm să se întâmple ceva. De exemplu, să se asfalteze odată Răpușneanu, că parcă este dintotdeauna decopertat și restul orașului, desigur, să fie pus la punct. Cum ți se pare ție, Marian, realitatea orașului? Așteptăm o asfaltare a străzii, vis-a-vis de care locuiesc, acest Lăpușneanu etern. Și a fost asfaltat, cel puțin de la City încolo, și m-am simțit foarte bine, dar apoi când am vrut să ies cu motocicleta de pe străduța mea către Lăpușneanu și să fac stânga către Tomis, am avut stupefacția să văd o linie continuă până la Oxford și trebuie să mă duc până la Oxford, să întorc și să mă duc, adică să mai merg un kilometru. N-am înțeles sincer toată chestia asta, am încercat să desenez o hartă acolo, să văd care ar fi scopul, de ce toată lumea care trebuie să iasă trebuie să se ducă până la Oxford, nu se blochează totuși Oxfordul de toate mașinile astea care vor doar să iasă de acolo și să facă o stângă, care din moment ce strada e atât de lată poate n-ar fi deranjat atât de mult, n-ar fi blocat această trecere într-o goană continuă către Mamaia, că poate asta ar însemna, de fapt, acea linie continuă, gen să ai drum liber de la gară până la Mamaia și să nu te oprească nimeni, să duci, să te distrezi, să bei, să pleci acasă. Cred că ne învață o formă de responsabilitate linia asta continuă. Dom'le, dacă ieși pe șosea, îi dai înainte. Care stânga, care dreapta, ce-i cu aceste preocupări burgheze, cu această libertate anarhică? Înainte, tovarăși. Glumim și noi și glumim amar, bineînțeles, dar de cât de loc, cum ar spune o voce înțeleaptă. Ți se pare și ție că noi constanțenii suntem într-o așteptare, într-un proiect etern, într-un parcurs care nu se mai sfârșește? A fost o vară care mi-a dat o palmă peste creier, cred, sau peste picioare, așa. Nu-mi dau seama, pentru că aceste picioare se pare că vara asta nu m-au dus pe plajă. Și m-am trezit în august că eu n-am făcut o plajă și n-am făcut o baie mare. Ești Constanțean jet beget. Da. Eu nefăcând chestia asta niciodată. Este primul an în care mi se întâmplă chestia asta, după 20 de ani de Constanța. Și atunci mi-am pus întrebarea, bineînțeles, de ce s-a întâmplat lucrul ăsta? Pentru că nu mi s-a părut mie că am poate muncit mai mult decât de obicei. Pentru că, într-adevăr, cred că poate asta așteaptă constanțenii sau... Da, constanțenii așteaptă această vară ca să o consume făcând bani. Eu asta văd. Este o mică fabrică această vară. Este o fabrică de bani. Este un timp atât de limitat, adică un oraș și cum culmea funcționează, nu-mi dau seama cum, dar lumea are bani în Constanța, nu pot să spui că n-are. Și cred că habar n-am, peste 50% din banii de peste an provin din această vară.
Poate am făcut și eu această greșeală. Deci și am... nu este așteptarea, scuză-mă, nu este un proiect al unei creșteri, ci este așteptarea verii. De fapt, asta e așteptarea. Am înțeles da, acum. Da, mult mai nuanțat și mai credibil. Așa este. Mi-am promis mie la un moment dat, după ce am stat în București și am văzut fenomenul ăsta pe viu, întâmplându-se de zi cu zi, adică nu conta că era vară, iarnă, nu știu ce, se întâmpla continuu această fugă după bani, care mânca timpul. După 3 ani de făcut chestia asta, mi-am dat seama că nu pot să fac lucrul ăsta, este absurd, viața mea se termină la un moment dat, fii conștient, există viață, există moarte, fii om, trezește-te și fă ce trebuie să faci. Ce trebuie să faci este să dai banii pe timp, adică lasă, fă o medie undeva între, te să lași, adică chiar dacă ești bun în ceea ce faci, chiar dacă vrei să arăți lumii, chiar dacă vrei să construiești un castel sau habar n-am, în 50 de ani, 100 de ani, lucrurile astea nu o să mai existe. Dar cu mentalitatea asta nu o să ajungi niciodată milionar. Da. Iată, nu stai scopul cu alte. Am făcut o glumă non-capitalistă. Da. Și cumva, da, poate că am făcut și eu chestia asta vara asta, și, dar am făcut-o cu un scop, am vrut să îmi cumpăr o motocicletă foarte frumoasă, am cumpărat-o. Felicitări, bravo. Și acum... sperăm să nu sunt picioarele, mă rog, am înțeles că e un risc, mai ales în Constanța, nu că vorbim de rău orașul. De la gropile însele până la șoferi. Am avut niște supărări așa în ce privește gropile din Constanța și șoferii și le-am atacat ca atare. Adică dacă a fost o groapă, am scris o hârtie la cine se ocupă de gropi, aha, de canalizare, de nu știu ce. Până n-am scris o hârtie mai mare și mai supărată și mai nu știu cum, cu avocați și cu habar, n-au venit, dar într-un final au venit, au astupat cele două grupi care făceau ieșirea cu mașina mult mai grea decât ar fi trebuit și probabil suspensiile mele erau foarte supărate. Iar cu oamenii din trafic, într-adevăr, vara cresc puțin nervii și toată lumea este mai aglomerată și mai agitată și mai grăbită. Motocicleta mă salvează un pic de la niște certuri, pentru că fiind mai puțin de jumate ca și gabarit cât o mașină, ajung primul la semafor tot timpul și mă bucur spre nemulțumirea poate altora care rămân în spate, dar îi invit pe toți să-și cumpere motociclete, scutere, biciclete, orice te ajută să te strecori. Pentru unite biciclete. Nu... Da. Și atunci poate dispar problemele din trafic, nu te mai ceri cu lume. În rest, îți pui o muzică, stai liniștit, asculți un podcast, dai drumul la radio cultural și stai liniștit acolo în aer condiționat și îți vezi de drum. În bula care te teleportează dintr-o parte în alta orașului. Da. Bine. Păi, Mariana Dochiței, îți doresc, ce să zic, succes și activitate fertilă, pe mai departe. Mai ai de făcut fotografii, inclusiv în seara asta, motiv pentru care și noi încheiem discuția noastră, stimați telespectatori, și emisiunea de astăzi, o idee mai devreme. Ne eliberăm invitatul, pentru că trebuie să ajungă în altă parte. Mă bucur să fi discutat chiar și la un an distanță, că a trecut un an de când am povestit aici în studio. Mă bucur să te văd, poate chiar mai tânăr decât anul trecut. Acum mi-am dat seama că eu am mustața asta. Pentru că n-ai fost la plajă, cred. La plajă ne îmbătrânești. Doamne, eu am mustața asta, o să le spun și la oameni, să nu creadă lumea, mă uit așa, uite, mustața este la spectacolul de ieri, n-am apucat să mi-o dau jos, într-adevăr, nu arată. Rușinos, n-arată rușinos. Foarte rău, rușinos, dar mustața a rămas de la Goi Pușcă. Trecem peste. Dar bucata asta de emisiune va fi tăiată și va fi unul din momentele de aur ale televiziunii Dobrogea TV, care se dau la fiecare revelion într-o... bine dispunerea telespectatorilor. Glumesc, nu există așa ceva, dar nu se știe. Nu se știe. Bine, Marian, mulțumesc mult, spor la treabă. Mersi și eu, Bogdan. Distracție frumoasă mai departe. Stimați telespectatori, vă dorim și dumneavoastră exact aceleași urări. Distracție frumoasă, sezonul estival încă este în floare și pregătiți-vă, brace yourselves, cum spunea celebrul film serial, pentru că se apropie iarna. Și vom intra din nou, se pare, așa spun toate datele, într-o stare de hibernare și de așteptare, până când se reva întoarce sezonul estival, cel din 2024. Așadar, încă e vară, încă respirăm. Vă mulțumim pentru atenție,
Seară frumoasă, ne revedem curând la Dobrogea TV. Cele bune!